În această dimineață, la ora 5:55, a avut loc un cutremur în Oltenia, județul Gorj, la o adâncime de doar 9 km, arată datele transmise de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Conform Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul de marți dimineața a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la 104 km nord-vest de Craiova, 164 km sud-est de Timișoara, 183 km sud-est de Arad, 214 km est de Belgrad și 224 km nord-est de Nis. În ultima vreme au tot avut loc cutremure în această zonă. Cel mai semnificativ seism din regiunea Olteniei s-a produs pe 14 februarie anul acesta și a avut o magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter, fiind resimțit în mai multe zone. Cu doar o zi înainte, tot în zona Olteniei, a avut loc un cutremur de 5,2 grade pe scara Richter la o adâncime de 16,5 km. În perioada 13-21 februarie, seismologii au făcut o analiză și au arătat că, în decurs de o săptămână, în județul Gorj, au avut loc 800 de replici, cele mai multe cu magnitudini foarte mici. Specialiștii în seismologie au fost surprinși de faptul că cele mai recente cutremure din România au avut loc în Oltenia, în județul Gorj, având în vedere faptul că zona respectivă nu este considerată vulnerabilă din acest punct de vedere. Vlad Manea, doctor în geodinamică la o universitate din Statele Unite ale Americii, profesor și cercetător în Mexic și Japonia, a spus că problema cutremurelor ar putea fi urmată de eruperea unui vulcan. Desigur, spre deosebire de Islanda, România nu este o țară cu vulcani activi, aceștia fiind stinși în urmă cu mii sau chiar zeci de mii de ani. Cu toate acestea, specialistul a detaliat ce s-ar putea întâmpla în cazul în care un asemenea scenariu s-ar putea adeveri. Relatează click.ro.